Primarul Constantin Toma va cere joi votul consilierilor locali pentru externalizarea către firme de avocatură a unei părți importante din cele 566 de dosare pe care primăria Buzău le are în diferite instanțe. În acest moment, administrația locală se confruntă cu o situație fără ieșire în lipsa unei organigrame care să permită angajări pe posturi extrem de necesare. Doar doi juriști reprezintă primăria în peste 560 de dosare, la care se adaugă sute de solicitări privind diferite retrocedări. Datorită lipsei de juriști, am ajuns la o situație aproape imposibilă. Avem 566 de dosare la diferite instanțe din Buzău și alte orașe în care trebuie să ne apărăm doar cu doi juriști. Aceiași doi juriști trebuie să rezolve și cele 698 de dosare nesoluționate pe legea 10 pe 2001, cea a restituirilor, dosare care zacă în primăria Buzău de mai bine de 15 ani. La ședința programată joi, aleșii locali își vor da votul pe organigrama poliției locale, dar și pe o scrisoare de așteptări care ar putea dinamiza activitatea societății Urbiserv.